Scaunelul pentru bebeluș este singurul scaunel în care bebelușul are voie să stea neasistat în șezut din momentul în care reușește să-și susțină singur căpșorul. În jurul vârstei de 3 luni, în zilele noastre sunt chiar mai precoci copiii decât înainte. Scaunelul este moale, este dintr-o spumă poliuretanică de densitate joasă, deci el este foarte moale, are o formă rotunjită și adâncă, care nu pune presiune pe coloana vertebrală a copilului. De aceea el are voie să stea din momentul acela deja în șezut. Produsul este foarte plăcut termic pentru copil, deci vara copilul nu transpiră în el, iar iarna el nu se răcește într-atât încât să-i fie fric copilului în scaunel. Ele pot fi completate cu tăvița pentru jucării și hrană, care ajută foarte mult în perioada de diversificare. Și de asemenea, până la vârsta de 8-9 luni de zile, când copilul nu are un control foarte bun asupra a susține, a ține lucruri în mânuță, ei scapă jucăriile pe jos în permanență. Și atunci asta acopere o rază foarte mare în care el poate să-și întindă mânuțele, deci în 70% din cazuri jucăriile rămân pe tăviță, nu trebuie să ne aplecăm de 100 de ori în 30 de minute, să ridicăm jucăria, să o dăm înapoi în mânuță. Scaunelul are avantajul că este foarte ușor și portabil, are un kilogram și este extrem de ușor de curățat, care este un avantaj foarte mare. Se poate? A câștigat nenumărate premii, sunt multe din ele expuse la noi pe site, la prezentarea produsului și este foarte popular în Statele Unite, în Canada, în Marea Britanie, în Australia, în Asia. Unul din trei bebeluși în medie are un scaunel Bumbo. De asemenea, Bumbo a mai lărgit gama de produse cu adaptorul pentru toaletă, care este fabricat din aceeași spumă de densitate joasă, e moale, e singurul adaptor de pe piață, nu există nimic similar cu el, este universal, se potrivește pe orice capac de WC-ul, are aproape aceeași adâncime ca și scaunelul pentru bebeluș și este extrem de stabil, facilitând poziția copilului, facilitând foarte mult tranzitul intestinal al acestuia. Și e foarte greu să evadeze copilul. Fica mea are 2 ani și jumătate și încă cu greu se dă jos singură din scaunel, din adaptor. Au făcut și niște, au dezvoltat ca să completeze gama adaptorului, o treaptă pentru copii, pentru a accesa chiuveta cât și toaleta, care este în medie cu 8 cm mai înaltă decât treptele uzuale pe care le putem cumpăra pe piață. E foarte stabilă și în general atractivă pentru copii, că imită labele elefantului cu o suprafață destul de mare antiderapantă. Iar anul trecut au lansat înălțătorul pentru scaun, boosterul, care a fost premiat în câteva rânduri ca cel mai iubit booster portabil al anului, atât în lume cât și a primit un premiu special la târgul de puericultură de la Köln din septembrie, care este cel mai mare târg de puericultură din lume, efectiv. Și el este din același material ca și scaunelul și celelalte produse și foarte ușor de curățat, ceea ce este un mare plus. Faptul că este moale și ușor de curățat și portabil. Și el este foarte ușor și se poate conecta la 99% din modelele de scaune de masă. Deci doar dacă este un model foarte extravagant, poate că nu stă stabil, dar nu cred că e cazul la noi. Gama de culori este foarte variată. Am și adus în primul lot de import 9 variante de culoare la scaunele pentru bebeluși.
pentru a acoperi gusturile și preferințele tuturor părinților. Un plus în continuitatea gamei de produse este faptul că un bebeluș care și-a petrecut timpul, a avut un scăunel Bumbo, pentru el trecerea la toaletă, la folosirea toaletei, este mult mai ușoară, se facilitează foarte mult în cazul în care folosesc un adaptor de toaletă după un scăunel Bumbo, pentru că deja este o textură, un produs cu care bebelușul este obișnuit.